mușcând, lătrând și făcând mulți cetățeni ai municipiului Brăila să se teamă de a trece prin anumite zone ale orașului. Vă rog să aveți în atenție perioada imediat următoare ca aceste animale, dragi nouă, probabil tuturor, să fie puse acolo unde trebuie. Să nu uităm că municipiul Brăila, la fel ca și alte comunități, este mediu-antropic. Iar noi trebuie să avem grijă de cetățeni și apoi de aceste animale, dragi nouă.